Salut, camarazi! Hai că vă vorbesc așa cu fața în soare pentru că e cam răcoare, așa mă mângâiești pe mine razele soarelui până să mai încălzește mai târziu. O să vă spun o poveste a unui om cu bune și rele. Știți și voi că toți suntem păcătoși, și eu și voi, nimeni nu e un înger, toți am făcut și bune și rele. O să vă povestesc povestea asasinului Lucaiac de la Craiova, adică a lui Mihai Pârvu, povestea lui Cătălin Mavriche și cum vorba lui mama, când dracu își bagă coada, nu iese bine. Așa. A executat aproape 14 ani de pârnaie din 18 ani când a primit. El e cel care l-a omorât pe faimosul Mihai Pârvu, zis Caiac, în 2008. A fost o eliberare condiționată, deci, cum să zic așa, o viață spulberată, distrusă pentru câteva lovituri de pumn sau de cuțit. Vezi ce se frâng, familii se distrug, copii care rămân pe drumuri, deci astea ies de la bătăi, de la goana asta nebună pentru bani și așa mai departe, copiii care rămân pe străzi, după aia sunt candidați la pușcărie și ei, știți? Deci cam asta se alege omul când nu știe să-și domine agresivitatea. Judecătoria Târgu Jiu l-a liberat condiționat, i-a aprobat cererea de liberare condiționată, deci la prima amendă se întoarce înapoi. Dacă nu e atent la prima amendă, se întoarce înapoi și face restul până la 18 ani. A fost eliberat de închisoare acum câteva luni. În 2008 l-a terminat pe Mihai Pârvu, cel zis Caiac, care era șeful lumii interlope de la Craiova. Deci ce să zic, cum vă spuneam, a executat 13 ani și 6 luni din 18. Deci eliberat cu 4 ani și 6 luni mai devreme. Dar v-am zis, la orice greșeală care o face acum se întoarce înapoi. După decizia judecătorului a trebuit să stea 3 zile la mâna procurorului, că așa se procedează. Așa a fost și când am fost eu arestat și alții. Pe mine la Ploieștiul, când judecătoarea m-a pus liber, mi-a aprobat cererea de liberare condiționată. Procurorul a fost de acord și el, deci e lucru bun, da? Uneori se răsucește procurorul și face recurs și atunci ori ai noroc, ori ai ghinion. Deci el a avut noroc că procurorul n-a mai făcut contestație, deci s-a liberat. În 2008, între Mavriche și Caiac, a izbucnit un scandal. Au jucat barbut undeva într-o locație. Mavriche, Cătălin Mavriche, împrumutase $50.000 să intre și el la masă acolo și la locul ăla de barbut. Banii luase de la cămătar, probabil cu camătă, cu siguranță, deci trebuia să dea câteva mii în plus. A pierdut, dar oamenii ăștia sunt disperați să câștige, nu vor să piardă niciodată. Fac orice ca să ajungă la o masă de joc, de barbut, de poker, de nu știu ce, dar vă dați seama că suma de $50.000 e o sumă mare pentru un om care muncește pe $500-600 în România, o sumă imensă, știi? Ăsta împrumutase $50.000, probabil că era puțin și scurt în bandă, știi? Sau este scurt în bandă și e și un pic dus cu pluta să merge așa la va-banc. Păi, la jocuri și la poker și la barbut și la table să și câștigă, să și pierde, nu? Dar oamenii ăștia vor numai să câștige, adică dorința lor de îmbogățire așa de mare că iau orice risc, adică nu acceptă să piardă.
El l-a acuzat pe Caia că ar fi măzluit zarurile. I-a cerut revanșa, s-a dus la el acasă și au jucat revanșa. Iar a pierdut, iarăși aceleași acuzații și la un moment dat Caiac și-a pierdut răbdarea cu el și l-a lovit în zona feței cu un cuțit, știi, care a lăsat o rană destul de adâncă. S-au luat la bătaie, s-au bătut parte în parte, amândoi au avut răni foarte, foarte mari, dar Caiac n-a mai putut fi salvat pe masa de operație, a dat colțul. Mavrichi a supraviețuit. Se pare că Mavrichi fusese și garda de corp a lui Caiac o perioadă și Caiac era cunoscut ca un individ violent, era șeful lumii interlope de la Craiova, iar Mavrichi era cunoscut ca cel mai periculos interlop din zona Segarcea. Se pare că a fost probabil și niște chestii mai vechi între ei, probabil că tot de la bani. După Revoluție, Caiac a fost cel care a organizat lumea interlopă în Craiova, garda veche, cum se zice. El a fost nașul, să zicem așa. L-a luat pe Gigi Zavera, pe Roșianu, pe Trandafir, zis Cazino, și pe Ion Ilie, zis Ion Pușcărie, și a făcut garda veche de la Craiova, care domina tot ce era acolo. A luat spații comerciale, au controlat piața centrală și toate piețele din Craiova, au fondat Frăția Interlopă de la Craiova, care e foarte cunoscută. O să vă vorbesc o dată mai pe larg despre Frăția Interlopă. Caiac era șeful lumii interlope de la Craiova. Deci tot ce mișca acolo era controlat de el. Bineînțeles că și cămătărie și toate însoțite cu violență, cu bătăi, cu scandale. Caiac și locotenenții lui au controlat pur și simplu tot ce mișca în Craiova. Afaceri de milioane și cu alte clanuri interlope din România. Deci toată lumea făcea ce vroia Caiac și oamenii lui. După asasinat, toată lumea vroia răzbunare, probabil să-l mazilească, să-l termine pe Mavrichi. La mormântarea lui Caiac au participat 2000 de persoane. Au venit toți lăutarii și toți maneliștii de seamă din România și mulți șefi interlop de prin țară au venit la mormântarea lui. Ce să vă zic, camarazi, viața unui om, oamenii ăștia trăiesc întotdeauna la limită, la graniță între viață și moarte, prin faptul că trăiesc într-o societate, într-o lume, cum să zic așa, impregnată de violență, de bătăi, de agresivitate, și violența naște violența, e vorba de bani, oamenii ăștia sunt obsedați de bani, întotdeauna e vorba de bani, știți? Banul uneori le ia mințile. Deci, camarazi, eu zic să vă vedeți de treburile voastre, nu vă băgați în treburi de-astea urâte, pentru că întotdeauna unul merge la cimitir și unul merge la pușcărie spre bucuria miliției, a ANP-ului, judecătorilor și procurorilor, știți? Deci, camarazi, vă zic, vedeți-vă treburile voastre, mâncați acolo ce aveți, dormiți cu capul pe pernuța voastră, nu vă băgați în treburi de-astea violente, bătăi, agresivități, lumea interlope întotdeauna frământată, e vorba de mulți bani, orgolii, răzbunări și deci nu iese bine. Hai că v-am pupat, sper că v-a plăcut, vă mai fac un clip sau două astăzi, vi le urc mai târziu. Vă pup, camarazi, pa!